Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее... Путин chose this war, but there should be no doubt. Our support for Ukraine will not... Putin are cale liberă către Transnistria. După discursul de ieri, liderul rus a anulat un decret în care recunoștea suveranitatea Republicii Moldova în problema teritoriului separatist. Documentul stabilea direcțiile de politică externă ale Rusiei la începutul mandatului de președinte al lui Putin din 2012 și rămăsese valabil până acum. Prin acesta, Rusia se angaja să participe activ la căutarea unor soluții pentru problema transnistreană, citez, bazate pe respectarea suveranității, integrității teritoriale și a statutului neutru al Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Ministerul de Externe de la Chișinău a transmis că a luat notă de decizia lui Putin și a precizat că cere în continuare retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, conform angajamentelor. Despre acest subiect discutăm în continuare cu domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe. Domnule ministru, bună dimineața, mulțumesc pentru disponibilitate. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Putin așadar anulează decretul care recunoaște suveranitatea Republicii Moldova în Transnistria. Practic, liderul de la Kremlin își pavează legal calea spre o intervenție dură în regiunea separatistă. Care credeți că ar putea fi scenariile după această mișcare? Legal, sub nicio formă. Această atitudine din 2012 prin acest decret a fost generată de încercările repetate, ca măcar în formatul 5+2, care include atât Federația Rusă, cât și state ale, membre ale sistemelor occidentale, în negocierea unei statut special în ceea ce privește Transnistria, evident nerecunoscut sub nicio formă de Chișinău, pentru că ar fi fost o încălcare a suveranității. Deci, practic, în acest moment, Moscova se detașează de orice formă de dialog. Sigur, este posibil ca în perioada următoare, așa cum arată semnalele din mai multe direcții, interesul Federației Ruse să privească mai mult decât Transnistria, să privească Republica Moldova în integralitatea sa, depinde de tentația de escaladare spre vest a Federației Ruse, cu atât mai mult cu cât, practic, s-ar crea la nord, în zona Mării Baltice, deja existenta zonă de tensiune a peninsulei Kaliningrad și la sud Republica Moldova. Practic, doi poli de agresiune potențială, atât în ceea ce privește Ucraina, cât și în legătură cu spațiul euroatlantic. Domnule ministru, avem un material pe care aș dori să-l comentăm împreună. Maia Sandu a fost în atenția lui Joe Biden și în discursul ținut de acesta la Varșovia. I-a rugat pe cei prezenți să o aplaude pe președinta micului stat aflat între Ucraina și NATO. Haideți să vedem materialul și revenim. That's how the resolve of Moldovan people. The resolve of the people of Moldova to live in freedom gained them independence and put them on the path to EU membership. President Sandu is here today. I'm not sure if she is, but I'm proud to stand with you and the freedom-loving people of Moldova. Give her a round of applause. Așadar, domnule Diaconescu, Joe Biden a salutat-o pe Maia Sandu în timpul discursului de la Varșovia. Ce semnal a dat președintele Statelor Unite? Un semnal extrem de important în ceea ce privește procedurile nu numai protocolare într-un astfel de eveniment la care a participat președintele Biden. O astfel de nominalizare este destul de neobișnuită. De data aceasta însă într-un sens pozitiv. Pentru că orice declarații s-ar face în ceea ce privește Republica Moldova, fără o implicare directă a partenerilor noștri europeni și iată în acest moment a principalului partener strategic al României și care va deveni și al Republicii Moldova, Statele Unite, nu putem să ne gândim realist la o șansă privind apărarea Republicii Moldova. Faptul că Biden a nominalizat-o pe Maia Sandu și a ridicat acest subiect la nivelul unei declarații politice urmărite de lumea întreagă, a cele mai puternice forțe militare și economice de pe glob, reprezintă un semnal cât se poate de clar și categoric, atât transmis Moscovei, la fel ca cel de la Kiev, dar și partenerilor europeni.
Pentru că până la urmă sprijinul în timp real pentru Republica Moldova este de așteptat să vină din zona europeană. Ori situația aici trebuie clarificată din multe perspective. Da, în ultima perioadă, când Republica Moldova este categoric înscrisă în parcursul european, răspunsul Franței, răspunsul Bruxellesului sunt extrem de interesante. Dar acest ritm trebuie păstrat și abandonarea, chiar neglijarea preocupărilor de securitate ale Republicii Moldova poate deveni o temă uneori irreversibilă și poate genera probleme nu numai în legătură cu Republica Moldova, dar în această situație specială în care ne aflăm astăzi, chiar în ceea ce privește întregul flanc estic. Domnule ministru, încă de săptămâna trecută, oficialii de la Chișinău spuneau că Rusia vrea să controleze Republica Moldova pentru a ataca mai ușor Ucraina după metoda folosită în Belarus. Haideți să vedem materialul și revenim. Federația Rusă mereu a perceput Republica Moldova ca făcând parte din spațiul său de influență. De ce vrea Federația Rusă un guvern marionet aici la Chișinău? Pentru a înfige un cuțit în spate Ucrainei, pentru a utiliza Republica Moldova ca un cap de pod, așa cum încearcă să utilizeze Belarusul, s-ar putea ca strategii, în ghilimele, de la Moscova, având în vedere umilința pe care o trăiesc zi de zi în Ucraina, să-și dorească o careva extindere a conflictului, deschiderea de noi fronturi. Domnule ministru, câtă putere au manifestațiile din Moldova? Este Republica Moldova sub amenințare? Deocamdată nu au o putere semnificativă și da, Republica Moldova este sub amenințare. Din 1992, după războiul din Transnistria, în diverse momente s-a escaladat un anume coeficient de tensiune internă în așa fel încât Republica Moldova să aibă loc o implozie. Acum, evident, situația este mult mai complicată și interesele Federației Ruse mult mai ample și mai brutale. Dar trebuie spus un lucru și aici este o chestiune pe care cetățenii Republicii Moldova trebuie să o înțeleagă foarte clar. Cu toții trec printr-o situație economică extrem de gravă, foarte dificilă, care poate fi cât de cât atenuată numai printr-un sprijin extern, prin fonduri, privind situația economică, investiții și mai ales aport energetic. Ori din această perspectivă, Republica Moldova depinde de partenerii săi europeni, de la cele 100 de milioane pe care le pune la dispoziție platforma de sprijin inițiată de Germania, Franța și România, până la diversele elemente de sprijin economic punctual, în special din perspectiva României, dacă vorbim de energie. Deci, dacă la Chișinău are loc o schimbare de conducere politică brutală și aducerea unui guvern sau unui președinte marionete în relația cu Federația Rusă, în acel moment, sprijinul european și euroatlantic, aș putea spune, se opresc. Domnule ministru, profit de prezența dumneavoastră la noi în jurnal. Vreau să vă întreb ce părere aveți de discursurile celor doi lideri de ieri, ale lui Vladimir Putin și ale lui Joe Biden. America was being tested, NATO was being tested, all democracies are being tested. You will not take my country. No, you will not take my freedom. Снижение и оснащение, о денежном довольстве и страховых выплатах параметров формируются объективные условия для снижения. Dumneavoastră, domnule Diaconescu, cum s-au văzut cele două discursuri? Deci președintele Biden nu avea nimic de dovedit și nici măcar n-aș convinge auditoriu în legătură cu o atitudine fundamentală, strategică, morală, politică legată de criza din Ucraina. Președintele Biden nu a făcut decât să sublinieze faptul că solidaritatea și coeziunea europeană, euroatlantică a lumii care apără un sistem de valori trebuie să rămână la fel de puternice. Din punctul de vedere al președintelui Putin, sigur, în acest moment, după un an de război, după un an de criză, erau și vor mai rămâne foarte multe
probleme, mai ales în relația politică cu societatea rusă. Deci președintele Federației Ruse a apelat la mesaje de tip mesianic, aspecte care țin și în mod repetitiv generate de această idee aruncată în opinia publică din Federația Rusă, cum că această țară este atacată de vest, este înconjurată pentru a fi sufocată. Să știți că nu e un mesaj nou. A mai fost în pe diverse paliere reiterat din zona Moscovei, inclusiv în ceea ce numește dialogul politic, și a faptului că sute de mii de cetățeni ruși au pierdut viața cu un scop, și anume să apere o serie de valori tradiționale pe care statul rus le-ar promova și față de care ar genera o reacție, evident, cu toate ghilimele de rigoare, agresivă din partea vestului. Domnule ministru, în timp ce la Varșovia astăzi aliații NATO de pe flancul estic se întâlnesc cu președintele Biden, Kremlinul convoacă o sesiune extraordinară a Parlamentului și a pregătit și un meeting concert patriotic pe cel mai mare stadion al Moscovei. Ce ar putea să ne mai spună Putin astăzi? Cred că mai important de urmărit este sesiunea Parlamentului a Dumii de Stat. Dacă a făcut această convocare, înseamnă că sunt niște acte normative pe care dorește să le adopte, la fel, mai mult cu putere simbolică. De exemplu, suspendarea participării Federației Ruse la tratatul New Start, unicul acord împotriva proliferării nucleare care mai era în viață, a fost de fapt o realizată de Moscova încă din august anul trecut, când a interzis inspecțiile, mă rog, ale părții americane în ceea ce privește facilitățile nucleare militare ale Federației Ruse. Deci, oricum, s-a referit simbolic la această situație. Este posibil să adopte o serie de acte normative în Duma de Stat, fie pentru a iniția diverse proiecte economice și sociale interne, așa cum a anunțat, fie, poate, pentru a părăsi alte tratate și convenții internaționale din care Federația Rusă face parte. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în jurnal și pentru informații.